Hello, hello și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi este Black Friday. Mă rog, e aproape pe terminate, că e târziu, dar a fost, să spunem, Black Friday. Și am făcut o achiziție la care nu mă așteptam, sincer, adică e ceva ce-mi doream de mult, dar era o dorință într-o stare latentă, să îi spun așa. Nu e ceva fără de care să nu pot trăi, nu e ceva ce-mi trebuie zi de zi, ceva ce-mi trebuie aici și acum. De asta era acolo undeva lăsată deoparte. Dar se pare că anul ăsta s-au aliniat planetele și am luat obiectul cu pricina. Nu vă spun despre ce este vorba, pentru că oricum o să fac un clip separat când o să ajungă. Și de-abia aștept să ajungă. Deci l-am luat azi, 8 noiembrie. Și are termen de livrare până pe 23 noiembrie. Acum eu sper să nu se întindă chiar până pe 23 și să ajungă mai repede la mine. Bun, și pe lângă această achiziție importantă și scumpă, am luat detergent, știu, foarte interesant, dar am prins un preț super bun la Ariel, ce folosesc eu, și am luat două bidoane mari. Astea ar trebui să ajungă zilele astea. Bine că vine detergentul, dar celălalt obiect nu. Am mai luat o mascara, nu știu, excepțional, și o mască de păr. O mască pentru păr roșcat, o mască roșie pentru păr roșcat. Ce? Nu știu ce am vrut să spun. Ați înțeles voi, o mască colorantă pentru părul roșcat. Cam așa a fost explicația. Asta s-a înțeles până la urmă ce am vrut să spun. Da, cam asta a fost. Nu m-am întins, nu am făcut mari cumpărături, în afară de ce v-am zis la început, tocmai pentru că s-au dus cam toți banii în direcția aceea. Sunt curioasă voi ce v-ați luat de Black Friday, dacă v-ați luat ceva, bineînțeles, și dacă ați făcut ceva cumpărături mai mari, mai importante, nu știu, un telefon, un aspirator, chestii de genul ăsta, sau v-ați luat așa mărunțișuri, gen o mascara și o mască de păr, că ați prins prețuri bune. Vă aștept în comentarii. Bun, trecând de Black Friday, ieri am fost în Lidl să facem niște cumpărături absolut normale, cumpărături săptămânale, și cum mă plimbam eu așa printre rafturi, pentru că eu când ajung în Lidl trebuie să trec pe la toate rafturile să văd ce a mai apărut, ce mai găsesc, o ofertă bună, da, în fine. Și am văzut ceva ce semăna calendar advent și m-am dus imediat să văd despre ce este vorba și nu mică mi-a fost mirarea să văd că era un calendar advent de la Yankee Candle. Yankee Candle în Lidl, n-am văzut niciodată firma asta în Lidl, cu atât mai puțin sub formă de calendar advent. Nu știu cum, ce s-a întâmplat acolo, dar nu știu dacă mai este la momentul la care vedeți voi clipul, dar au fost, sau poate încă mai sunt, calendare advent de la Yankee Candle în Lidl. La momentul la care l-am luat eu, adică ieri, erau multe, chiar era plin raftul ăla de calendare. Probabil nu multă lume știe poate de firma asta, multă lume știe despre ce este vorba, nu știu. Și erau multișoare. Inițial am zis că nu-mi trebuie, că nu-l iau, pentru că v-am mai spus eu în trecut că am mai folosit lumânări de la Yankee Candle și nu m-au dat niciodată pe spate. Nu m-au impresionat cum m-au impresionat cele de la Bath & Body Works și, apropo, am aici, în stânga mea, aprins lumânarea Vanilla Bean Noel. Și, mă rog, e proaspăt aprinsă, deci încă trebuie să-și facă efectul, dar vine așa cât un damf de vanilie condimentată și e foarte bine. N-am cum să o iau în mână să vă arăt, că na, e aprinsă, e cu ceară topită pe acolo, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că în momentul acesta, pe lângă mine, miroase a vanilie. Bun, paranteză închisă, nu știu de ce am deschis-o, dar trecem peste. Yankee Candle, da, nu m-a impresionat niciodată. Și am zis, n-are rost. E 100 de lei, sau a fost 100 de lei calendarul, mă rog, 99,99, 100, ca să rotunjim, și Tibi a zis că hai că ți-l iau eu. Și am zis și lui, n-are rost, sunt și lumânări micuțe înăuntru, o să vedeți, vi-l arăt îndată
cred că sunt lumânări din alea, tip pastilă. Așa, dar zic, hai că vreau să ți-l iau, că e cu lumânări, că o să-mi lase frumos, că nu știu ce, că nu știu ce. Și mi l-a luat. Acesta este. Se aude ceva gălăgie? Da, în fine. Ăsta e. Aha, uitați, se vede aici cum arde lumânare de la Bath & Body Works. Deci vă dați seama, în țipla calendarului de la Yankee Candle se reflectă flacăra lumânării de la Bath & Body Works. Wow, da, foarte tare. Bun, ăsta este calendarul. Vedeți că e micuț, îngust. Deci clar sunt lumânări tip pastilă. Și ne spune pe spate ce arome ar trebui să găsim. Și avem așa. Apple Cinnamon Cider, deci ceva cidru cu măr și scorțișoară. Holiday Magic, magie de sărbătoare. Sherry Vanilla, vanilie și cireșe. Winter Woods, ceva cu note lemnoase. Gingerbread House, ceva ce ar trebui să miroase a turtă dulce. Stați că nu văd. Glistening Christmas, ceva Crăciun, cum îi spune, strălucitor, undeva în zona aceea. Cinnamon Delight, tot ceva cu scorțișoară. Și Candy Cane Forest, pădure de acadele, cam așa s-ar traduce motamo. O fi ceva cu note lemnoase, dar și dulci de la aceste acadele, nu știu, o să aflu. Nu cred că are rost să fac unboxing la calendarul ăsta. Poate o să deschid doar primele 6 căsuțe, să vedem exact cele 6 arome. Sunt câte 3 lumânări din fiecare aromă. Da, și să deschid poate primele 6, să vă spun așa cum miros, sau vi le arăt după ce le deschid, nu știu. Oricum, nu o să fac unboxing special pentru calendarul ăsta, că nu-i văd rostul. Dar se pare că mai am un calendar, deși am zis că o să fie doar unul anul ăsta, cel de la Rituals. Uite că mai am încă unul. Cam atât deocamdată. Mă duc să fac o baie fierbinte. Mă rog, vorba vine fierbinte, că nu-mi place apa aia clocotită. Dar mă duc să mă epilez, să mă dau cu scraburi, cu măști, cu nebunii, pentru că mâine avem un botez la care trebuie să mergem. Cel mai probabil mâine, înainte de petrecere, nu o să am timp să fac așa o baie pendelete. O să fac un duș și cam aia e. Așa că în seara asta îmi iau răgazul să fac o baie relaxantă și cred că o să pun și spumă, așa ca să fie tacâmul complet. Așa că ne auzim puțin, puțin mai încolo, ceea ce pentru mine înseamnă, de fapt, în câteva zile. Pentru voi sunt doar câteva secunde. A venit și detergentul. Bine, a venit de vreo 2-3 zile, dar n-am apucat eu să filmez. Am să-mi ajungă, plus că încă mai am puțin în bidonul pe care îl folosesc momentan. M-am zis că e de la Ariel. Stați să reușesc să scot așa o singură mână. Mamă, câte chile are? Cred că 4 am zis, nu? 80 de spălări și 4 litri, da. Este varianta pentru haine colorate, Color Clean and Fresh, dar eu îl folosesc pentru orice tip de haine. Nu am detergenți separați pentru haine colorate, pentru haine albe, pentru haine negre, haine roșii și mai știu ce alte culori. Folosesc un singur tip de detergent și funcționează perfect pentru orice haină. Și oricum v-am zis că eu mă înțeleg bine cu Ariel. Celălalt bidon este aici și trebuie să depozitez undeva aceste bidoane până o să apuc să le folosesc. Și aici sunt niște ghete pe care și le-a luat Phoebe tot la Black Friday. De piele sunt. Sunt de pe Fashion Days. Nu știu exact brandul, n-am auzit el până acum. Wrangler, ceva de genul ăsta, doar că trebuie să le returneze, din păcate, că îi sunt cam mari. Și trebuie să mă ocup de asta acum, să le aranjez la fel, aproape la fel cum erau și să le duc înapoi la Easybox. Da, din păcate nu îi sunt ok. Și am mai luat un palton. Un palton așa, cred că de toamnă ar fi mai mult. Din imagini nu părea foarte, foarte gros, tot de pe Fashion Days, tot de Black Friday, dar ăla n-a ajuns încă. Sper ca ăla măcar să-i fie bun și să nu trebuiască să facă retur și la acela. A ajuns și obiectul celălalt, achiziția aceea mai mare despre care vă spuneam. A ajuns super repede, deci n-a trebuit să aștept până pe 23 noiembrie. A ajuns duminică, deci am dat comanda vineri, duminică a ajuns și
Am fost foarte încântată. Am deschis coletul, l-am testat, am testat obiectul, adică, și am filmat și clipul ieri. Însă, cu o mică dezamăgire vă spun că, momentan, cel puțin, nu e ceea ce mă așteptam să fie. Dar a fost un prim test, cu siguranță nu l-am folosit cum trebuie. După aia mi-am dat seama că am făcut niște greșeli. În fine, eram și emoționat acolo, fiind prima oară când îl foloseam. Și da, mi-am dat seama că mai trebuia să mai fac niște lucruri pe lângă. Dar a fost fix de first impressions, v-am spus și în acel clip. O să mai testez, mai folosesc... și mai revin mai încolo cu păreri. Dar momentan mă așteptam la ceva și nu s-a întâmplat acel ceva. Nu știu. Foarte misterios. Da, o să aflați. O să apară clipul acela, cred că după ăsta, dacă calculez cum trebuie. Bun. Acum, am niște update-uri de făcut la niște produse. Știți că eu sunt fata cu update-urile. Pot să-mi schimb numele canalului. Dar mi se pare cumva drăguț și onest din partea mea să vin și cu niște update-uri la produse după ce le folosesc. Ca așa, în haul-uri, hei, am luat produsul ăsta, arată foarte bine, miroase bine, dar poate nu face ce trebuie. Și mi se pare ok să vin și cu un feedback după aceea. Bun, m-ați mai întrebat în comentarii de această perie de la Ebelin. Acea perie în spirală, după cum se vede, care este super extra mega lăudată pe site-ul DM, site-ul aplicației DM, are recenzii foarte bune și am zis, hai să o iau și eu, să văd, poate înlocuiește Tangle Teaser-ul, care mie îmi place super mult, sau Wet Brush-ul, care și ăla e ok. Însă, nu pot să zic că m-a dat pe spate, adică tot Tangle Teaser, varianta Wet Detangler, care poate fi folosită pe părul umed, și Wet Brush, tot alea mi se par mai bune. Peria asta trage puțin de păr față de celelalte două de care am menționat și având perii ăștia cumva mai rari, mi se pare mai potrivită pentru un păr foarte des. Dacă ai un păr fin și mai rar, nu cred că te poate ajuta peria asta și v-am zis, mă mai trage de păr. Adică nu e tot așa smooth și să treacă prin păr fără nicio problemă. A doua oară n-aș mai lua-o, tot la Tangle Teaser m-aș duce. Acum o am pe asta și am Wet Brush, dar tot la Tangle Teaser mi-e gândul. Dar nu cred că are rost totuși să mai iau o a treia perie, cel puțin acum. Să văd, poate, dacă prind vreo ofertă ceva. Dar, da, nu e wow. Nu e cea mai proastă, nu e cea mai rea perie pe care am folosit-o asta, cu siguranță nu este. E ok-ish. Dar, v-am zis, în cazul meu, care am părul destul de uscat, degradat, deteriorat, mai trage de păr și, da. Cam acesta este update-ul. Apoi, un alt produs care nu prea face ceea ce mă așteptam să facă. Ăsta, de la John Frieda, din gama asta, Freeze Ease. Acest leave-in, care are și protecție termică, teoretic, ca așa am citit pe net. Însă, l-am folosit sâmbătă. Am zis că am avut un botez. Și mi-a făcut părul cu acea perie de la Babyliss. Stați să o și scot ca să vedeți despre ce este vorba, adică aceasta. Ca să întind cât de cât părul, să îl mai disciplinez. Mie îmi place peria asta, chiar e foarte, foarte ok. Și am folosit leave-in-ul pe post de protecție termică și ca să mai domolească frizul. Doar că mi se pare că usucă părul. În loc să hidrateze părul, fiind un produs pentru păr frizzy și damaged, cum zic ei aici, adică pentru păr deteriorat, ceea ce eu am, mi se pare că usucă. Când treceam cu peria prin păr, simțeam că trec printr-un păr foarte uscat, ceva de genul ăsta, parcă simțeam că îl și arde în momentul în care trecea prin păr. Nu cred că e cazul totuși, dar
mă chinuiam puțin așa, nu știu dacă are logică ceea ce spun, simțeam părul uscat. Cam asta este concluzia. Pe partea de friz, la fel, nu pot să zic că a făcut ceva. L-am folosit și ieri, m-am spălat aseară și l-am folosit și cred că se văd toate antenuțele. Așa că, da, nu știu ce ar trebui să facă produsul ăsta, dar nu prea face. Și treaba asta cu uscatul nu prea o înțeleg, având în vedere, m-am zis, ce ar trebui să facă produsul. Mă așteptam să lase părul mai moale, mai fin, să se simtă așa bine la atingere, mai mătăsos, să îl descurce mai ușor, dar nu, nu este cazul. Știți că am luat și balsamul de păr din gamă, pe ăla încă nu l-am folosit, cam alt balsam acum. Sunt curioasă și de la ce o să facă, dar momentan nu, produsul ăsta nu pot să îl recomand. Apoi, tot pentru păr, se pare că am multe produse pentru păr, acest stick, wax stick de la Balea, din DM, evident. Și ăsta îmi place, să știți. E așa sub formă de deodorant, un baby deodorant. Și ăsta ajută să lipească aceste fire rebele de păr, de scalp, de fapt. Și ăsta e ok. Acum, nu vă așteptați totuși să țină efectul like forever, că nu se întâmplă treaba asta. De exemplu, l-am folosit seara, când am ieșit în oraș, a disciplinat firele de păr și a doua zi, normal, după ce am dormit și așa, părul era din nou explodat. Și oricum, a trebuit să mă spăl a doua zi pe cap, că, pe păr, că chiar dacă nu unge părul neapărat, dar tot lasă așa o ușoară peliculă. Nu se vede urât, ceea ce e foarte bine, nu se vede ca și cum ai avea părul gras și nespălat de 3 săptămâni, dar e acea peliculă, că na, e un produs cremos. N-aș zice că are chiar textură de ceară, nu e uleios, nu e cerat, ce să vezi. E un produs cremos, cam așa îl simt. Da, și rămâne acea peliculă și eu trebuie să mă spăl a doua zi, adică nu mai pot să stau așa cu părul. Să mă mai dau încă o dată cu produsul ăsta peste produsul pe care l-am dat aseară, nu, e prea mult. Mă spăl și s-a părul curat, după care, dacă trebuie, folosesc din nou acest stick. Da, ăsta își face treaba, însă trebuie ținut cont de faptul că efectul este temporar, ceea ce e și logic, cumva. Și nu l-am testat încă pe umezeală slash ploaie, adică să mă dau cu el și după aia să ies afară și să fie umezeală în aer, să văd dacă atunci ar mai ține firele lipite de cap sau nu. Dar o să văd, am timp să folosesc. E foarte mult produs aici, mai ales că se folosește super puțin. Dacă nu vrei să ai părul chiar super unsuros și calinț de vacă, se folosește puțin și da, chiar mă bucur că l-am luat. Și încă un produs cu care nu prea mă înțeleg, se pare că 3 au fost și unul a fost ok, este acest balsam de buze de la Alverde cu fructul pasiunii. Miroase foarte bine, are gust bun, că da, fiind balsam de buze, mai și mănânci din el puțin. Pe partea asta n-am nimic de reproșat, însă, ca balsam de buze, nu mi se pare foarte bun. E genul acela de produs pe care îl dai pe buze, se absoarbe rapid și e ca și cum nu te-a dat cu nimic pe buze, ba parcă simți buzele și mai uscate. Cam ăsta e efectul pe care mi-l dă mie balsamul ăsta și îmi pare rău, pentru că îl am pe acesta, tot de la Alverde, cu gălbenele, vi l-am tot arătat, v-am nebunit cu el. Și ăsta e foarte bun. Super hidratant, super, super ok. Și mă așteptam ca și ăsta să fie pe același sistem, dar nu este. Și ăsta e și mai scump. Ăsta a fost vreo 8-9 lei, cred. Ăsta e vreo 5. Adică, da, cu siguranță pe ăsta o să-l mai recumpăr. Ăsta e nou-nouț. Vi l-am arătat, cred că într-un clip. Da, păcat de miros. Păcat că așa sună foarte interesant cu fructul pasiunii. Și chiar miroase bine, dar până la urmă nu cumperi sau nu păstrezi un balsam de buze pentru că miroase bine. O să-l folosesc în continuare, că mai am mult aici, dar o să-l folosesc pe ăsta și o să trebuiască să mai folosesc încă unul, cumva, peste. A fost Tibi la Lidl ieri,
Lidl, prietenul nostru cel mai bun, știți deja. Și asta pentru că mi se pare că în continuare are cam cele mai ok prețuri. Dar, în fine, asta e altă poveste. Așadar, a zis că ajunge pe la Lidl și i-am spus să ia, dacă găsește, așa ceva. După cum se vede, a găsit, pentru că a adus acasă. Sunt niște biscuiței cu cremă de fistic, din gama asta de lux, pe care o au ei în apropierea sărbătorilor. Și eram curioasă, deși parcă am mai încercat, noi n-am avut, n-am cumpărat niciodată, dar parcă am încercat la sora mea, dar nu mai știu, sigur. În fine, i-am zis să ia dacă găsește, aceștia sunt, dar nu pot să spun că m-au dat pe spate. Sunt ambalați individual, cam așa vin. Și e un biscuite aici cu cremă de fistic și glazură de fistic și niște fistic și aici așa în vârf, dar gustul e cam sintetic, din păcate, așa că dacă ar fi a doua oară, nu cred că aș mai lua acești biscuiței, dar i-am încercat, a fost, cred că, 15 lei, dacă nu mă înșel, prețul pentru o cutie din asta. Nu știu cât sunt înăuntru, opa, vreo 150 de grame scrie pe cutie, am mâncat 2 ieri și mai sunt 2, 4, 6, deci 8 în total. Da, a fost ok așa de testat, dar nu e gustul de fistic. Cu siguranță nu e gustul la care mă așteptam eu. Bun, și mai vreau să vă spun o chestie după care închei vlogul. Și anume că am impresia că unghiile mele încep să își revină. Am câteva săptămâni bune, mai bine de o lună chiar, în care am simțit chestia asta. În primul rând, am reușit la un moment dat să le cresc puțin mai lungi. Bine, nu foarte lungi, știți că mie nu-mi plac unghiile lungi. Acum sunt tăiate, dar erau puțin mai lunguțe și au rezistat și eram, ce se întâmplă? Pentru context, dacă nu știți, eu am unghiile foarte casante, fragile, se rup, se exfoliază imediat și v-am zis, de câteva săptămâni bune nu s-a mai întâmplat chestia asta. Acum, eu nu cred că o să am niciodată cele mai puternice și rezistente unghii din lume, că nu este cazul. Probabil e și o chestie genetică, cine știe, dar sunt mult mai ok decât erau înainte. Și ideea este că n-am făcut nimic în mod special. Am folosit niște produse, într-adevăr, dar nu știu dacă astea m-au ajutat sau pur și simplu și-au revenit de la sine. Și pentru că nu rezista absolut nicio ojă și nu rezista nimic pe unghiile mele, am început să folosesc acest base coat de la Essence, doar pe el, așa, simplu, îl aplicam pentru că are un ușor luciu, nu se vede de pe lună, dar arată mai ok cumva unghia decât dacă ar fi goală, sărăcuța, fără nimic aplicat. Și dădeam un strat, două straturi din acest base coat să am și eu ceva pe unghii acolo. Și atât. Nu mai aplicam nimic altceva, chiar dacă ăsta e doar base coat, dar nu mai puneam nimic altceva. Odată la ceva timp dădeam jos de pe unghii base coat-ul, aplicam din nou și mult, mult mai rar foloseam acest ulei Nail Repair Oil de la Essence, tot de la Essence. Ăsta. Ăsta, într-adevăr, are, să zic, proprietăți de a regenera, repara unghia. Base coat-ul nu cred că are așa ceva. Așa că nu știu dacă m-au ajutat, într-adevăr, aceste produse. Ăsta, în mod special, că v-am zis că uleiul aplicam o dată pe săptămână sau chiar și mai rar, o dată la două săptămâni, când îmi aminteam. Base coat-ul, într-adevăr, l-am folosit des, v-am zis. Ori fi produsele astea, n-or fi produsele astea cele care m-au ajutat, nici nu mai contează până la urmă. Eu mă bucur că îmi sunt ok unghiile și nu se mai rup, nu se mai exfoliază așa văzând cu ochii, practic din nimic. Acum, dacă stau foarte mult cu mâinile, cu degetele în apă, de exemplu, am avut acum vreo săptămână, cred, o zi de curățenie intensă în bucătărie și n-am tot stat cu mâinile prin apă, prin soluții, ce drept, nici nu folosesc mănuși din acelea de protecție. Că, nu știu, parcă nu pot să fac curățenie cum trebuie cu ele, deși știu că protejează mâinile și unghiile, dar, mă rog, și că am stat cu mâinile prin toate soluțiile și prin apă,
s-au mai stricat unghiile, dar să spunem că e ceva normal. Dar așa, în rest, arată bine și sper să fie ok și pe viitor, să nu le de ochi acum, să le spun că vai ce bine arată și așa, și după aia, pam, se exfoliază și își revin la starea dinainte. Știți că eu cu aceste produse de unghii de la Essence nu pot să spun că m-am înțeles, adică nu cu astea două. În general, cu ojele lor, am avut mai multe oje de la Essence și nu mi-au plăcut, nici nu rezistau, dar hai să spunem că nu rezistau, că erau unghiile mele cum erau, dar aveau o formulă ciudată, se uscau așa cu niște brobonele, niște bobițe, niște bule de aer, nu știu ce era cu ele. Nu m-au impresionat absolut deloc. Am avut și un top coat de la Essence care nu mi se părea că făcea ceva. În loc să ajute manicura să reziste puțin mai mult, din contră, parcă se ducea și mai repede oja. Da, nu pot să recomand așa ceva. În schimb, uite că astea două aș spune că sunt ok. Până la urmă, na, este un ulei de unghii, n-ar avea ce să facă rău, și ăsta un base coat, la fel. Da, e ca un strat invizibil care protejează cât de cât unghia. Cam asta a fost update-ul pentru unghii, că știți că mă plâng mereu că nu rezistă oja, se rup unghiile, se exfoliază, sunt vai de capul lor. Ei bine, să zicem că viitorul sună bine pentru unghiile mele. Bun, am ajuns la finalul acestui vlog. Ca de obicei, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Ne citim în comentarii și ne vedem la vlogurile viitoare. V-am pupat! Pa!